Dar a rămas cu ideea asta, cu terapia de cuplu. Da. Și cu spaima pe care ai mai avut-o și pe care înțeleg că o să o ai în momentul în care pleci, să nu se degradeze relația ta de acasă. Dar de ce aveți spaimele astea? Nu e neapărat o spaimă, a fost atunci, că a plecat atunci totuși mult. O să mai pleci acolo, nu? A plecat 5 luni. Da. Adică, na, oricine poate să se gândească la orice în 51 de zile, mai ales cu zero contact. Da, acum o să plec pentru că am decis asta. Și, într-adevăr, sunt anumite momente în cuplu pe care nu știi cum să le treci. Chiar nu știi. Oricine ai fi și oricâte informații ai la dispoziție. Asta clar. Având traumele din trecut, e greu să treci peste un lucru și am zis că ok, s-ar putea să apelăm la un terapeut. Dar cine e mai panicat? Tu sau nu e de panicat, nu e de panicat. Sunt alte lucruri la mijloc. Nu e de panică. Nu suntem panicați în direcția aia că cine ce-o face. Adică nu pe partea de geluzie. Am înțeles, sunt da, alte da. Lucruri care intervin. Probabil suntem și amândoi în etape diferite ale vieții. El e și mai mic decât mine. Și acum, eu la 32 de ani, încep să văd un pic... Mulțumesc frumos. Încep să văd un pic diferit lucrurile. Și probabil el, la aproape 28, încă nu le vede la fel. Și abia acum am început să resimt anumite diferențe. Și am zis că ok, s-ar putea să fie o variantă terapie de cuplu. N-am apelat niciodată. Nu prea am auzit pe la noi să meargă mulți, dar probabil nici n-am fost interesată de subiectul ăsta. Merg, ca să aflu. Merg oamenii, dar fiind de cuplu și de obicei fiind nevoie de ea în momentul în care nu se mai înțeleg oamenii. E prea târziu. Nu, exact. Știu. Nu prea reușesc să se convingă unul pe celălalt că e bine să mai facă și pasul ăsta și atunci de cele mai multe ori se despart. Da, n-aș vrea să aștept până acum. Cred eu asta, cred că este explicația. În schimb, oamenii mai zdraveni la cap, pe care chiar îi cunosc, au apelat la terapie de cuplu și chiar și-au salvat, relația. Acum depinde cât de grave sunt problemele, știi? Cu cât te duci mai din timp, cu atât ai șanse să... Exact. Nu știu ce se întâmplă la voi și de ce. Se adună multe diferența, timp, pot să zic așa. Da, diferența nu este foarte mare. 28 cu 32. Ce ar putea să fie doar dacă nu, el ar vrea să mai copilărească puțin, cum se spune, știi? Dar nu. Spui că nu e. Că și spui eu că sunt nu puțin e treaba nebună ta. Cu distracția și mie îmi place să mă distrez. Adică nu genul care să... Ți-am zis că încă nici nu vreau copii. Eu încă sunt pe călătorit, mai am câteva targeturi pe care să mi le punctez înainte să fac un copil. Nu știu cum se întâmplă, dar încă nu simt treaba asta. Cert este că și dacă aș merge la o terapie de cuplu în viitor apropiat, o să expun treaba asta în online, adică nu e ceva de care să te simți jenat și chiar ferești. O să vin cu un feedback real dacă a ajutat sau nu. Da, da. Da, sunt curioasă. Dar numai noi considerăm că asta ar fi ceva de râs. Nu. Da, știu, americanul pentru că asta este stigmatul la noi. Da. Da, are terapeutul, fiecare om normal la cap are un terapeut, are un avocat, un medic de noi? Familie. Mă rog, vorbim de cei din clasa socială care și permit treaba asta. Știi? Da, am zis că oricum înainte de orice o să luăm acum o mică pauză. Da, normal că vrea. E deschis la orice. O să luăm o mică pauză. Practic e pauza asta în care el și a plecat, o să plece o lună în Bali. Cu un tip, Remus Boroiu, care am fost eu într-o emisiune și o să aibă acolo ca o terapie, o lună în care mănâncă corect, stă în casă cu el. O să aibă tot felul de antrenamente, face tot felul de ceremonii, o lună de zile, în Bali, deconectat. Nu e genul ăla de retreat? E un retreat, într-adevăr, dar el nu o să stea în retreat, o să stea în casă cu băiatul care are retreat-ul. O să se ocupe de el cum are, unii sunt curioasă ce o să se întâmple și eu în timpul ăsta... Dar de ce simțiți nevoia asta? Poate pentru că e prea mult timp stat împreună. Vă sufocați unul pe altul? Da. Avem mult timp de petreceți mult timp împreună? Eu lucrez de acasă, el lucrează iară de acasă, adică mai plecăm de acasă, că și el are alte treburi, dar prea mult timp acasă. Și eu am vrut să fiu în birou, dar tot ce trebuie să fac se află în casă mereu și curierul vine acasă cu toate prosele și toate lucrurile. Și atunci mi-am dat seama că e foarte mult timp petrecut împreună și ne bat în cap de multe ori. Mai să știi că una dintre cheile unei relații lungi este și separarea, dar nu separarea de asta totală, cum spui tu. Să ai câteva... Măcar de dimineața până seara să nu te vezi. Da, sau să n-ai 24 în 24, exact. Că se consumă ca orice alt produs. Așa. Adică și iubirea asta e un produs. Exact, așa că următoarele mele excursii, începând de săptămâna viitoare, nu o să fie împreună cu el, până în mai. Mamă, da, a fost greu de luat hotărârea asta? Nu. A fost cel la... Mă sperie. Nu a fost faptul greu. Că ai răspuns atât de da, repede. Da, da, exact. Nu a fost pentru că a fost gândită de mult. În momentul în care am discutat, a fost mai ușor, pentru că am simțit-o amândoi. Probabil n-am discutat din timp, atât tot. Și tu unde te duci? Pentru băieții care singuri se uită acum la noi. Poate să fie, că și eu rămân la fel de cuplată, chiar dacă glumeam. Da. Păi nu, o să mă duc la festivalul ăsta masiv, care este... Bine, mă, stai la noi, la Poiana Brașov. Acum, săptămâna viitoare.
și o să fie doar cu fetele, doar cu fetele. Fa, de ce nu merg eu? Așa, apoi o să mă duc în Tunisia din 25 acolo, martie. Acolo stau mai liniștit la Masiv, n-a stat, da, n-a stat foarte, n-a stat foarte liniștit. Apoi mă duc în Dubai, iară cu niște prietene, pentru weekend, apoi în Paris și apoi în New York vreo două săptămâni. În timp ce el este în Bali. El pleacă din întâi, eu plec din 25, plec în Tunisia și după aia mă mai întorc acasă câte două zile. Să vă și blocați și telefoanele, da, unul pe altul? El adică mi-a să nu zis vă din întâi pleacă și după aia mi le-am organizat și eu așa. Nu, dar nu, zic să vă și blocați telefoanele unul celuilalt, Doamne, să nu vorbiți de noi, adică să, da, normal, să fie o ruptură. Este doar o separare fizică. Am înțeles. Da, ca să vedem cum funcționează treaba asta. Dar nu e neapărat ăsta motivul. El a vrut oricum să facă treaba asta și am zis că e perfect. A venit la fix momentul ăsta. Eu vreau să merg în New York, el n-avea viză. Mi s-au legat niște lucruri cu o prietenă. S-ar putea să fie ce trebuie, habar n-am. Să știi cum uneori e depinde ce urmăriți, să găsiți la fiecare dintre voi. Adică unul altuia, cum să vă descoperiți după aia. Atât fizică, în rest vreau să văd ce se întâmplă. Depinde ce vă doriți, cum vă doriți să vă găsiți schimbați la întoarcere. Adică ne dorim aceleași lucruri, îți dai seama, dar ne batem foarte tare cap în cap de lucruri mărunte. Începem să ne înțepăm din lucruri mărunte. Păi asta zic, poate că n-ar fi neapărat nevoie de această separare fizică de o lună, două, ci să găsiți o formulă în care să nu mai stați 24 în fiecare zi. Păi urmează în timp, dar acum a fost situația asta în care el a vrut să plece acolo și am zis ok, e perfect. Nu am a înțeles, luat decizia am înțeles, pentru da. Motivul ăsta. A luat decizia că a avut nevoie, a vrut să facă o schimbare din mai multe puncte de vedere, și fizică și mentală, și probabil s-a simțit în momentul ăsta al vieții. Oricum el încearcă să-și găsească mereu echilibru, pentru că a fost mereu un pic bulversat de ideea că a fost adoptat și a aflat foarte târziu. Și atunci încă nu se regăsește pe el. Își caută mereu. Cât de târziu a aflat? La 18 ani. Da. Târziu, ori așa. Nici nu știi dacă există vreo vârstă potrivită. Nu știu, să și n-ai cum să condamn pe nimeni, pentru că toată lumea încercă să protejezi. Dar până la urmă, după aia, nu am mai știut cine e, n-am mai înțeles nimic. Da, vezi ce care e paradoxul vieții, că gestul de a adopta, eu am spus asta de 100 de ori, de 1000 de ori, ce o să spun până mor, mi se pare cel mai nobil gest pe care îl poate face un om în viața ta, să salvezi pe cineva. Și această situație de adopție, iată că îi creează o presiune, tu vrând să faci un lucru minunat, chiar că extrem e de nobil, știi? E greu pentru un părinte să-i spună copilului. E greu, da. Probabil acum, în ziua de azi, e mai ușor, dar părinții noștri, care au trăit și perioada comunismului, au trăit un alt stil de viață și altă educație. Constatam doar paradoxul ăsta, că vrei să faci un bine și cu toate astea, omului căruia îi faci bine, nu este bine în momentul în care află. Oricum s-a simțit după aceea cel mai norocos că i s-a întâmplat toate lucrurile. Normal. Dar normal. În sinea lui tot se simte un pic neechilibrat din punctul ăsta de vedere. Nu-și găsește... A încercat să-și caute părinții sau? Nu. Nu. Nu, că a zis că nu vrea. Și eu îi respect asta. E mai logic să nu vrei, deși curiozitatea este de obicei mai mare decât logica. Nu vrea să-i supere și pe părinții lui biologici, nu trebuie să-i supere neapărat. Dar vrea totuși să mențină ceea ce știe el și ceea ce este familia lui. Adoptivă, dar reală, singura. De obicei, genul acesta de persoane își țin cu dinții de familia nou formată. Adică cea dintre tine, el și eventual copiii pe care o să-i aveți, știi? Exact. Așa se întâmplă, știi? Să-ți dorești să ții aproape persoanele dragi. Și atunci e un pic curios că își dorește separare, dar nu își dorește separarea. Sau, practic, el și-a dorit să meargă în retreat-ul ăsta tocmai ca să-și înțeleagă anumite... El este un tip vicios din mai multe puncte de vedere și el nu toți știa suntem. De unde vin unele lucruri. Toți suntem vicioși. Pentru că multe lucruri nu se semănau cu părinții lui. Adică nu, multe obiceiuri nu se asemănau cu ceea ce se întâmplă familia lui. Și atunci vreau să vadă de unde vin, ce se întâmplă, cine e el de fapt și vrea să facă retreat-ul ăsta tocmai ca să... Păi și crezi că poate să afle? Probabil face o ceremonie de asta nebună și află ceva. Da, sunt. Știu, o ceremonie cu cacao. Avem tot felul de exemple de oameni care au fost în retreat și s-au regăsit. Da. Oricum scopul e nobil. Deci nu era scopul separării. Da. Te-ai gândit la genul ăsta de, nu știu, de, nu știu cum se numește, vacanță, nu? De rupere de realitate. Regăsire. Am avut și n-a fost o vacanță și nu am nevoie neapărat așa de treaba asta. Adică eu mă regăsesc de multe ori pe mine în scurt timp. Dacă mă pierd, mă regăsesc rapid. Îmi trebuie mult timp singură. Mie îmi place să stau singură. Eu când plec de acasă sunt cea mai fericită când sunt singură acasă. Uh-huh. Mie e mai ușor să lucrez singură, în intimitate. Și atunci e momentul meu de meditație, să zic așa, dar nu fac ceva special. Pur și simplu e liniște. Aște, nu mergem la mare, la petrecerea de dumneavoastră, să mergem prea. Nu mergem acolo la petrecerea aia, nu. E un moment bun. A început să vă fie frică de petreceri?
Nu, nici chiar așa, dar de festivalul de petrecere de la noi. Da. De petrecerile în șir mi-e frică. Da, de o noapte nu, dar de 4-5 deja e rău. Păi și la Masiv sunt 4-3-4. Da, dar e cu fetele și altfel. Nu știu, când stau cu fetele... Iartă-mă, am uitat. Da, nu mai stau până în zori, mă petrec și la ora 2-3 sunt ok. Nu știu, sunt mai calme cu fetele, mă, ciudat. Cu al meu, cu care noi suntem la fel, până ne oprim până la 8 dimineața Vă potențați în o parte. Da, chiar suntem pe aceeași direcție. Din punct de vedere, ne înțelegem super. Da. Dar cu fetele sunt un pic mai temperate, culmea. Așa că nu o să fie distracția nebună. Am văzut găști de fete care m-au întrecut cu foarte mult. Au trecut, mi-am făcut o tită. Au trecut cu 200 la oră pe lângă mine. Da. Distracție frumoasă. Poate, dar nu, cu că m-am lăsat de mult. Un an mă las de festivalul. Decizii la nervi. Nu la nervi, la înțepături. Dar un cozonac aș mânca. Mulțumesc, să rămână. Baftă multă. Poate ne vedem după 1 mai să-mi spui cum v-ați regăsit.